Mă bucur că următorii noștri invitați au venit cu voie bună, așa cum fac de fiecare dată. Este vorba despre domnul Anatol Vițu, aranjor, compozitor. Domnul Anatol Vițu, care pe lângă faptul că a compus și a realizat sute de aranjamente pentru artiști consacrați, este cel care îi ia sub aripa dumnealui și pe tinerii interpreți de muzică populară. Un asemenea reprezentant este alături de noi în această seară. Este vorba despre Roman Popovici. Cei doi sunt pregătiți în scenă să ne cânte, iar apoi discutăm. Scoală, gazdă primitoare, că astăzi e sărbătoare. Îngerii cântă de sus, că-i nașterea lui Iisus, că-i nașterea lui Iisus. Leruiler și flori de măr, leruiler și flori de măr. Cântă îngeri la fereastră despre Sfânta Maica noastră, ce-a născut pruncuțul sfânt într-o iesle pe pământ, într-o iesle pe pământ. Leruiler și flori de măr, leruiler și flori de măr. Nimeni ca să nu-i primiră, boimii lângărziră, pe alumii spăvitor, scump și drag mântuitor, scump și drag mântuitor. Leruiler și flori de măr, leruiler și flori de măr. Sub lumina stelei sfinte, cu de toate pregătite, magi au închinat făclie, aur, smirnă și tămâie, aur, smirnă și tămâie. Leruiler și flori de măr, leruiler și flori de măr. Bucură-te, lume dragă, și tu primitoare gazdă, că nașterea lui Iisus izbăvire ne-a adus, izbăvire ne-a adus. Leruiler și flori de măr, leruiler și flori de măr, leruiler și flori de măr. Maestrul Anatol Vițu și Roman Popovici, bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit și mulțumim de invitație! Haideți să ne așezăm. Domnule Vițu, avem un microfon și pentru dumneavoastră, dar întâi vă rog să ne așezăm, să luăm loc. Și știți, mă gândeam că sunt o gazdă foarte neprimitoare, pentru că n-am pregătit nici o bunătate, ca să zic așa, pentru dumneavoastră care ați venit să ne colindați. Alături de noi este și doamna, vreau să o prezint așa cum trebuie, doamna Larisa Clipca. Bună seara și bine ați venit la noi. La microfon, așa. Domnule Vițu, vă salut pe dumneavoastră în mod special. Ne-am văzut ultima oară cu ceva vreme în urmă când ați fost sărbătorit. Îmi pare bine că n-a trecut multă vreme și ne reîntâlnim. Mă bucur și eu de invitație, vă spunem bună seara. Toată lumea vă stimează, toată lumea vă respectă pentru emisiunile frumoase, pentru ceea ce dăruiți poporului, cât e de necăjit și obosit seara la ora 5 se relaxează privind emisiunea dumneavoastră frumoasă. Mulțumim tare mult, domnule Vițu. Da, e o emisiune pe care noi o facem seara de seară, live, iar o emisie live este tot timpul surprinzătoare, pentru că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Roman, vreau să spun că ai o voce foarte caldă și ne-ai colindat așa frumos.
Mulțumesc din suflet și dați-mi voie să spun și eu două cuvinte frumoase ale maestrului Anatol Vițu, deoarece este ca o tată pentru mine, să știți, că mi-a făcut Colinda foarte frumos și mi-a atins sufletul și vreau să-i mulțumesc și doamnei Raisa Popăză pentru acest text minunat, care avem multe colaborări frumoase și sperăm să venim să le prezentăm la dumneavoastră. Cu mare, mare plăcere. Doamna Clipca, dumneavoastră, pentru că Roman a zis frumos că domnul Vițu este ca un tată, vreau să știu și cum v-ați cunoscut dumneavoastră cu maestrul Anatol Vițu. La microfon, vă rog. Fac parte din orchestra de muzică populară Busuioc-Moldovenesc din partea locului Sângerei. Am lucrat de mai mulți ani acolo, până la venirea domnului Anatol Vițu la noi în orchestră. Am făcut cunoștință chiar ceva ani, nu mai țin minte, sunt mulțișori deja. M-am făcut și eu puțin mai mare de ani de atunci de când ne cunoaștem. A fost o colaborare și este și urmează să fie o colaborare frumoasă, fiindcă este un om foarte omenos. Am găsit atâta căldură în dumnealui, este un om care nu pot să-l descrii în cuvinte omenești. Și orchestra noastră a ridicat-o cumva, chiar, să spunem, la un nivel mai înalt. Suntem mulțumiți faptului că dumnealui este cu noi și vă mulțumim și dumneavoastră. Vreau să profit de această ocazie pentru invitație și dumnealui încă o dată pentru invitația față de mine. Domnule Vițu, tot timpul sunteți înconjurat de oameni frumoși, calzi, talentați. Cred că sunteți un norocos la acest capitol. Așa este. Eu mi-amintesc că când mai lucram în mai multe orchestre, până la prânz la orchestră, după prânz la altă orchestră, la ora 5 mai aveam niște repetiții cu profesorii și elevii la liceu Ion Creangă. Și seara, după repetiția cu copiii, vineam acasă odihnit. Ce înseamnă copiii, ce înseamnă tineretul, anturajul de tineret ne ține și pe noi mai tineri. Roman, și tu faci, explică-ne un pic activitatea ta muzicală. De săptămâna trecută fac și eu parte din orchestra Busuioc-Moldovenesc de la mine, de raionul Sângerei. Și vreau să-i mulțumesc maestrul încă o dată pentru această primire caldă a întregii orchestre și sperăm să fie o colaborare frumoasă. Și dragi telespectatori, vă invităm duminică, orele 1 în fața bradului, Piața Marea Dunării Naționale, concurcent deosebit de frumos din raionul Sângerei cu orchestra Busuioc-Moldovenesc. Așa. Domnule Vițu, apropo de activitatea dumneavoastră în cadrul acestei orchestre, știu că țineți foarte mult la ea și ne dăm seama că este un proiect de suflet în care ați investit multă energie. Și vreau să-mi spuneți un pic cum ați construit-o, cum ați închegat-o, ce v-ați dorit pentru această orchestră Busuioc-Moldovenesc de la Sângerei. Am fost invitat pentru o colaborare de un ajutor de repertoriu. Am pregătit repertoriu, mă rog, eram remunerat după munca care am făcut-o. Probabil că au văzut șefii de la Sângerei că mi se primește și o să fie frumos, mi-a propus să fiu la lucru de bază la Sângerei. Știind că naveta Chișinău-Sângerei e 100 de kilometri, nu atât de ușor, dar combinam. La început mergeam pentru două repetiții într-o zi, rămâneam în Sângerei, mai făceam două repetiții a doua zi, ca să nu mergem, zi la zi. Și în felul ăsta am câștigat și o parte de muzicieni sunt din, majoritatea din Sângerei. Am mai avut și de la Bălți, de la școală, câțiva îmi ajută de la Chișinău și împreună am încheiat orchestra. Existența acestei orchestre este dragostea de a face ceva frumos. Eu îi spuneam și șefului de raion că noi orchestra a sunat bine și când primim salariul mizer de 900 de lei. Cine vine să facă repetiții, cine vine să cânte cu așa salariu? Noi, de dragul cânticului popular, am reușit până când s-au întors cu fața la
prin sate și prin raioane, au ridicat un pic salariile, s-au ameliorat o leacuță lucru și la noi, la Sângerei, grație Consiliul Raional, este orchestra cât de cât remunerată și pot și eu să cer ca un dirijor, să cer ceva mai aproape de orchestră profesionistă. Așa. Pentru că suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, aș vrea să vorbim un pic și despre repertoriul specific acestei perioade. Un repertoriu care e diferit, cred că e mai complicat, dar aș vrea să ne spuneți dumneavoastră care este specificul repertoriului de iarnă. Noi... și dacă e greu să, nu știu, să lucrați cu interpreții în această perioadă, să-i îndrumați pe calea cea corectă, ca să zic așa. Nu întâlnim greutăți, deoarece colinda este un gen aparte, dar nu este atât de greu. Colinda oricum nu e o lucrare, o operă, o lucrare clasică, este o colindă din mai puține părți, așa cum spunem noi, se repetă, e ceva mai simplu. Colinda n-a fost cântată la conservator, n-a fost cântată la concursuri internaționale, a fost cântată la prispă, a fost cântată la fereastră, a fost cântată de lume fără studii. Și colinda s-a păstrat așa simplă cum este ea, așa, ne, origine, sărim, așa ne sărim să o păstrăm și noi. Dacă ne referim la celelalte sărbători de iarnă, că aceasta tot e frumos, colinda este un aspect, dar este urătura alt aspect frumos. Este, eu mi-amintesc în sat, când eram copil, de Crăciun nu se făceau aproape nimic, fiindcă eram persecutați, că era lupta cu religia și Crăciunul era lăsat așa într-o parte. Toată atenția era la Revelion. Și Revelionul era împărțit și el în două, pe vechi și pe nou. Deci jumătate de sat îmblau cu uratul și cu colinda data de 13 înspre Sfântul Vasile și jumătate asta. Și pe urmă, încet, încet, lumea era derutată și țineau și pe nou, și pe vechi, nu mai știu, ca până la urmă, totuși, colinda nu s-a cântat de Crăciun. În alte sate de Crăciun anume se cântă. La noi nu s-a cântat de Crăciun. Eu am fost în clasa a patra cu un copil cu steaua și a doua zi am fost trași de urechi la școală, că de ce, așa era, așa erau timpurile, dar s-a păstrat. Eu îmi plac, cui nu-i plac sărbătorile de iarnă? La toată lumea îi place. În primul rând, eu ca copil fiind, când vedeam că afară ninge, era o bucurie că nu ne mai ducem la prășet, nu ne mai ducem la câmp, nu ne mai ducem la muncă, stăm acasă, în casă e călduț, arde focul în sobă. E ceva original, ceva care noi, stând la Chișinău, ne amintim cu drag de aceste lucruri. Cum sunt sărbătorile astăzi și care sunt tradițiile întregite pentru dumneavoastră? Roman, tu faci parte dintr-o altă generație. Da, și vreau să spun, să descriu zona mea și... La mine în sat nu se cunedă de Crăciun, este specific pe 13 ianuarie când este Sfântul Vasile, atunci se îmblă pe la casa oamenilor, se îmblă cu uratul și se colectează banii care oamenii buni ne dăruiesc nouă ca cadou și noi pe urmă aducem, putem să spunem și artiști și artiști în devenire care vin și încântă lumea vestirea nașterii lui Iisus și tot așa, dar tradițiile cam se pierd, cu părere de rău. Așa. Doamna Clipca, aveți anumite tradiții preferate pe care țineți morțiș să le păstrați și să nu le dați uitării? Păi știți că chiar cu adevărat sunt de acord, se pierd. Cu încet, cu încetul se pierd, nu știm care este problema. Dar știu că în localitatea mea, de acolo de unde vin eu, de Baștină, și astăzi se mai practică aceste obicei minunate. Ca de exemplu, înaintea Crăciunului, da, în ajunul Crăciunului, în ziua de 6 ianuarie, vine părintele, umblă prin sat cu vestirea nașterii lui Iisus Hristos. Adică toată lumea stau acasă cu minți și așteaptă să intre părintele cu privestirea. Pe urmă, în ziua Crăciunului,
chiar la noi în sat sunt niște copii care merg cu colinda întâi și întâi la biserică, unii acolo se adună atâta lume multă și ei cumva au un concert așa de... Merg cu colinda la părinte, pe urmă la toată lumea. Iarăși un obicei undeva s-a cam pierdut, aici se mai păstrează. Unele localități, chiar dacă sunt în vecinătate, au acest obicei, altele nu. Chiar m-am informat. Și pe urmă, în data de 13, în ajunul lui Sfântul Vasile, se îmblă cu uratul, se face joc de Sfântul Vasile, chiar, da. După semănat, până seara, toată lumea este pregătită, cumva se întâlnesc între ei, rude, nănașii la fin, finii la naș, da? Deci se mai păstrează aceste rânduri. În localitatea noastră, este foarte frumos. Îmbucurător. Și acest joc de Sfântul Vasile, pe urmă, se mai repetă încă o dată la Bobotează. Foarte frumos. Întotdeauna când auzim și înțelegem că se mai păstrează anumite obiceiuri străvechi, ne bucurăm. Până la urmă, responsabilitatea noastră este să păstrăm ceea ce avem noi mai de preț. Apropo de lucruri scumpe și pe care le prețuim, domnule Vițu, cred că prețuiți și colaborarea cu ansamblul Crenguță de Iederă, cu care aveți o colaborare frumoasă. Și vreau să ne povestiți un pic despre colaborarea cu Crenguță de Iederă și cu doamna Maria Iliuț. Este o colaborare puțin în trecut. Acum, eu, dacă am început colaborarea și am început serviciul la orchestra la Sângerei, toată atenția mea e acolo. Dacă apelează, probabil că mai sunt și alți aranjori mai tineri și au preluat dânsii, dar eu mă bucur de o frumoasă amintire, de un CD întreg de colindi. De un CD întreg de colindi și... Mă bucur că Maria Iliuț, venind fetițele la universitate să învețe alte specialități, diferite specialități, ele selectează care cântă, care nu le mai învață, care nu, și iată, au creat așa un frumos colectiv. Dar aveau nevoie de câțiva muzicanți și de câteva foiți de note ca să înregistrăm colindele. Și eu am pus și eu umărul și am și o amintire frumoasă. Iată, acum e momentul potrivit să întrerupem pentru câteva minute discuția noastră, pentru că aș vrea să îi admirăm, să urmărim câteva secvențe inedite, să o vedem pe doamna Maria Iliuț alături de membrii ansamblului Crenguță de Iederă. Rămâneți cu noi, revenim în scurt timp. Thank you.
Iată așa ne-au colindat Maria Iliuț și Crenguță de Iedere, dar vreau să revin la invitații noștri și la discuția noastră. Roman, ne spuneai că se apropie un concert foarte curând. Da. Ai emoții? Vreau să ne povestești un pic despre tine și despre ce experiență ai în spate. Sincer să vă spun, da, am emoții foarte mari, deoarece să te aflu lângă un maestru așa de mare și cu orchestra în spate profesionistă și este al doilea meu debut pe o scenă profesionistă din Republica Moldova. Acum recent sunt 2 ani de când mă perfecționez. Vreau să-i mulțumesc două cuvinte și maestrului Paulenco care a lucrat cu mine și mi-am dreptat vocea pe cale unde trebuiește. Și vreau să vă spun că mă copleșesc niște emoții deosebite în scenă, dar sper să fii cu Doamne ajută și credem în Dumnezeu și o să trecem peste asta și o să fie frumos. Așa. Domnule Vițu, ce alte proiecte mai aveți pentru perioada următoare? Ce vă mai doriți pentru Busuioc Moldovenesc? Mai avem un artist, cântă la vioară, el, Gheorghe Mistreanu, tot absolvent la școala din Soroca, lucrează de acum de mult, 50 de ani de activitate la Casa Raională de Cultură din Sângerei. Și vrem, este o idee, să facem un spectacol în cinstea acestui jubileu. Și iată, după sărbătorile de iarnă, ne așezăm pentru repetiții pentru acest concert. Foarte frumos! Apoi urmează, tradițional, an la an, Dragobetele, îndată la o săptămână deschidem festivalul Mărțișor. La data de 8 martie avem 3-4 spectacole, câte 2 în 7, 2 pe 8, în satele din raion. Misiunea noastră este să deservim populația, să deservim satele, populația din raionul Sângerei, cu concerte, la diferite sărbători. 7 mai este Hramul Sângereiului Sfântul Gheorghe, 6 mai. 6 mai, pe urmă, urmează la Umbra Nucul Bătrân, alt festival. Deci, activitate intensă. Luna august, anul acesta, am avut 8 spectacole. Într-o lună, nici la Chișinău orchestrele nu au atât de mult. Am avut că lumea e dorită. Lumea e dorită, măcar că este informații peste tot, dar lumea e dorită să mai vadă artiștii pe viu. Cu siguranță. Da, pentru că ceea ce simțim atunci când suntem unii lângă alții și atunci când putem să ascultăm muzică live, vie, ca să zic așa, nu se poate compara cu nicio altă experiență. Suntem pe final de discuție și aș vrea să facem așa o concluzie sau o totalizare a anului care, iată, se încheie. Doamna Clipca, pentru dumneavoastră, care au fost cele mai frumoase momente din 2021? Am să fac o glumă, dacă din 2021... Oricum, cele mai bune evenimente și amintiri frumoase a fost până la 20. Dacă s-a întâmplat, da. Ce s-a întâmplat? Păi ce să zic, dacă am avut parte de concerte minunate, ne-am mulțumit și noi cu ceea ce avem și na, nu avem cumva cum să cotim nici pe dreapta, nici pe stânga. Mergem acolo unde ne cotește viața, deci asta e. Roman? Pentru mine acest an a fost, pot să spun, și deosebit de frumos, dar puțin mai complicat, știți, că noi la școală regim online, iarăși fizic, dar muzică online, asta este un paradox, vreau să spun, să faci muzică. Dar vreau să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat în drumul vieții pe domnul Anatol Vițu, care m-a luat sub taripa lui și așteptăm colaborări frumoase și să venim în fața telespectatorilor și să le aducem. Tu ești în clasa 12. Da, da, la Colegiul de Arte Nicolae Botgros, de unde vine și maestru Anatol Vițu, Nicolae Botgros și mulți alții. Așa. Ai un an complicat. Sigur. Succes. Mulțumesc frumos. Domnule Vițu, pentru dumneavoastră 2021 a fost frumos, productiv, bun? Frumos, frumos, bun. Toate spectacolele au mers bine. Am mai spus că șeful raionului este un meloman a muzicii populare, este un român cu verticalitate, ține la folclor. Din 8 spectacole a noastră, dânsul a fost la 6 spectacole, de la început până la urmă, stă frumușul tot, mai ies în scenă, mai mulțumește, mai vorbește cu publicul. Aceasta este plăcut. Avem un șef de cultură, domnul Rusu,
am colegii Vasile Cojocară și Gheorghe Mistreanu, care sunt, când ne ducem la Sângerei, dânșii așa se pronunță că când vine domnul Vițu și facem repetiții, parcă la noi parcă e sărbătoare. Sărbătoare, așa, da, cu siguranță, așa este. E frumos că sunteți susținuți și că aveți în preajmă oameni care își doresc ca Orchestra Bosuiec Moldovenesc să prospere. Noi vă mulțumim pentru prezență, vă dorim un 2022 cât mai bun cu putință, iar acum, pe final de ediție, domnule Vițu, o să vă invit în scenă și pe dumneavoastră, doamna Larisa Clipca, pentru a ne cânta. Mulțumim! Mulțumim și noi tare mult! Vă mai așteptăm cu mare plăcere, vă rog, așadar, stimați telespectatori, încă un moment de care noi să ne bucurăm cu trup și suflet, ca să zic așa, Larisa Clipca ne colindă, asta e seara de Crăciun, un colind arhicunoscut, dacă e cel la care mă gândesc eu, aflăm imediat, așadar, rămâneți cu noi!